O fi banul ochiul dracului, dar pentru oamenii bisericii tot nu se feresc de el. Arhiepiscopia Sibiu, de exemplu, a închiriat un spațiu către prefectură pentru ca viitorii șoferi să aibă unde să dea înscris examenul auto. La prima vedere, preoții au cerut simbolic doar un leu. În realitate, însă, statul a perceput de la fiecare candidat câte 5 lei pentru așa zisă taxă de întreținere a clădirii. În felul acesta s-au strâns aproape 2000 de euro lunar, iar povestea a durat 4 ani. Alexandru a fost primul care a descoperit cu uimire taxa de întreținere. Beneficiarul este Mitropolia Sibiului, de aceea la ieșirea din sala de examen am cerut banii înapoi doamnei care mi-a tăiat chitanța. Mi s-a părut un lucru peste mână, un lucru care nu este la locul lui. Totul durează din 2008, când prefectura Sibiu a găsit în clădirea de vis-a-vis, ce aparține Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului, două încăperi numai bune pentru examenele auto. Doar în 2011 au trecut pe aici peste 20.000 de oameni. Pe lângă banii pentru carnet, fiecare a plătit 5 lei Arhiepiscopiei. Mă gândeam că este pentru altceva, când am văzut că scrie întreținere pe ea. Dacă nu-o cerut-o, am plătit-o. Ghinionist Ionuț a picat examenul de 5 ori, așa că de fiecare dată a achitat taxa. Este aiurea, pentru că nu specifică pentru ce o plătesc. Nu mă ajută cu nimic. Nu are măgărie și porcărie. Reprezentanții prefecturii spun că acest contract este perfect legal. Locatarul va permite încasarea unei taxe de intrare pentru fiecare candidat care va susține examenul teoretic pentru obținerea permisului auto. Reprezentanții bisericii nu au dorit să comenteze situația. Am calculat însă că numai anul trecut Arhiepiscopia a câștigat din această taxă 100.000 de lei, adică mai bine de 22.000 de euro. Practic, pentru un spațiu de 56 de metri pătrați s-a luat de 7-8 ori mai mult decât pentru un spațiu similar în centrul Sibiului. La o suprafață de maxim 60 de metri pătrați, la ora actuală se închiriază tot așa maxim la 250 de euro. În urma reclamațiilor strânse la prefectură, începând de astăzi de la prânz, taxa respectivă s-a desființat, iar contractul s-a reziliat. De mâine, examenul auto se va da într-o altă clădire a prefecturii.